Salutare lumea, sunt George și astăzi o să vă prezint un episod pe Battlefield 4. Știți că am făcut un episod pe Battlefield 4 online și mor. Da. Am început ca prea târziu să filmez, poveste lungă. Așa, perfect. Și dacă observați, mi-am șters episoadele cu Minecraft pentru că poveste lungă. Dar totuși vă povestesc acea poveste pentru că sunteți înțelegători, nu vă supărați și așa mai departe. Așa. Deci hai să încep. Într-o zi, adică în lipsa voastră, și mi s-a dezinstalat Bandicam. Deci Bandicam nu mai aveam, frate, n-aveam nimic. Adică Bandicam-ul, cum să zic, nu-l... L-am dezinstalat. Ce prost ești, frate. Adică fratele meu mi l-a dezinstalat prin greșeală. Oh, nu. Din greșeală. Iar am murit. Și na. Atunci, până mi se instala Bandicam înapoi, am mai construit, am căutat Obsidian, mi-am făcut un portal, am intrat în portal. Bă, frate, du-te naibii! A treia oară. Bă, da, m-am dezobișnuit că n-am mai jucat de mult. Și vreau și eu să intru, intru în Nether. Știți voi ce trebuie făcut în Nether. Și am ajuns acolo, vreau să termin jocul, că aveam tot ce trebuie, diamond, de toate, mă. Și dintr-o dată, ghiciți ce mi s-a întâmplat. Se spawnau în Nether. Deci în Nether nu se spawnau blazurile pentru că așa. Și m-am gândit așa, bă, frate, de ce nu se spawnează? Și atunci m-am amintit că am mai jucat iară, am murit, nu știu de ce tumor, am mai jucat cu un prieten Minecraft și ni s-a întâmplat același lucru. Deci mapa o crăpase, cum să zic. O, frate. Bă, frate, a cincea oară când mor sau așa zi. Acum să fim concentrați. Și na, se spawna, frate. Și am luat coordonatele, m-am dus cu fly-ul și se spawnau, frate, în cer. Și am zis, bă, o crăpam apa, nu mai am ce face cu ea, o șterg. Și am șters toate astea, clipurile, tot am șters. Și nu cu Minecraft, vreau să zic, am șters toate clipurile cu Minecraft. Au rămas Talking Tom. Au rămas Talking Tom-ul și Battlefield, meciul 2-2. A fost un meci foarte frumos. Fără hackeri. Nu. Fac. Hai, revinu-ți așa, hai, urcă. Perfect! Uh.
headshot direct. Mai mersi Iriș, mersi fata, a 6-a oară sau a 7-a care mor. Nu sunt concentrat de toată asta și m-am dezobișnuit cu Battlefield-ul, trebuie să mă reobișnuiesc prin single player. De aia fac și eu episodul ăsta cu voi. Ca să mă obișnuiesc cu voi împreună. Că-mi place să mă obișnuiesc cu voi. Așa, și cred că sunteți înțelegători ce s-a întâmplat cu mapa. Grav. Mai ales că aveam chestii, multe chestii pe ea. Și am zis că fac, adică m-am gândit să fac clipuri cu facecam-ul și dă-te jos de pe scară. Dar un coleg mi-a dat facecam-ul lui, trebuie să-i descarc driver-ul, poveste lungă ce o să fac și na. O să așteptați voi. Și nu știu, o să-mi bag facecam-ul numai când trebuie, nu la fiecare episod. De exemplu, de ăsta n-ar trebui să-mi bag facecam-ul ca să ce? Ce să fac? Când fac episoade faine, ca de genul Minecraft, la ăla o să-mi bag facecam-ul. Și da. Și mă gândeam să-mi pun în... O să-mi fac cât de curând pagina de Facebook socială. Eu îi zic socială la ea, de dai like-uri și de alea. Na. Și o să-mi fac și site, o să-l pun în descriere, o să pun în descriere la fiecare clip tot ce trebuie. La Minecraft, seed-ul sau lumea. Aoleu, double kill! Ah, nu, squad kill. Și fiți atenți, deci, aș vrea ca pe, în comentarii pe YouTube, să înscrieți cam ce jocuri să mai joc. Bă, frate, n-am idee. Deci, eu am chef, în tot calculatorul ăsta am FIFA. Deci o să fac sigur un episod cu FIFA. Ce faci tu? Bă, acolo. O să fac sigur un episod cu FIFA. Bă, cea Minecraft am. Battlefield 4, îl am original. Adică originalul Battlefield 4. Și nu știu. Numai de jocurile astea trei am chef să joc. În ultima vreme... Și LOL, frate, LOL. Dacă o să joc LOL, o să joc cu vorul meu, o să îl și cunoașteți prin clipuri când joc LOL. Ce s-a întâmplat? Nimic. Să stăm ca toți. Jumate, bine. E ora 7:30. M-am uitat acum pe telefon. Hold enter V. Bum. Ce-mi place partea asta.